Nu, dar cred că nu e nicio cu răutate, oi, frate. Nu, e ce dar face? Vrea, nu. Nu, ea ce face, că așa cum a vrut să că atunci hai să nu mai vorbim nimeni și să rămânem așa în emisiune. Dar ești aici pentru Marius, nu ești pentru emisiune, știi? Da, normal. Poate Marius îi zice așa pentru că nu, știe cât de mult se consumă ea și da, cât de mult o afectează. Sau poate cât de nu mult că se consumă, frate, dar nu că se consumă. Se consumă, frate, nu? Se consumă și nervia când ai nervi sau când te treci cu cine nu te consumi? Da. Ba, te consum, dar te consum, dar nu mai ai discuția asta la telefon, bă, ca să o calmezi sau că înțelegi? Poate nu-i place lui chestia asta să mai certe. Serios, vei două ce aveți împărțit? Acum fără brăgeală. Poftim? Ce aveți împărțit? Nu, vă întreb, ce aveți împărțit? Eu făceam unghiile. Ce am vorbit eu aia, zice aici. Trabu, ce zice Marius, că Berna. Păi vă întreb pe amândouă. Nu știu ce. Aveți ceva, nu știu, un băiat? Nu, supor și eu îl așa. Mă lase în pace. Vorba mea, nu suport, da, mă bucur, ca câta persoană folosit-o. Păi știi, draga mea, am două săptămâni de când spun că nu te suport. Oh, eu am deja o lună și ceva, adică două, scuze. În trecere. De care? Când am pupat pe Filip, nu? Stai niște, că îl mai pupăm și multe altele și... Mm-hmm. Și pe Gabea tău. Nu e problemă. Stai tu liniștit afară. Nu e problemă. Eu sunt iertătoare. Eu sunt iertătoare, accept, stai liniștit. Logic. Mie nu-mi vine rău. Pe aici, când ți-a venit ție, că a vorbit iubitul tău cu trei femei. Și ție ți-a fost rău, stai liniștit, că te-o bătă Dumnezeu și pe tine. Ai râs de mine și a doua zi leșină aici, pe pat. Dumnezeu Iisus. Eu sunt puternic, când da Dumnezeu orice, eu trec peste. Da, lasă-mă tu, fata în pace, nu mai tot vorbi da, de mine. Dar de ce zici că de două săptămâni ești că nu mai suporți? Că acum o săptămână, ți-mi minte că Filip îți făcea descântece, că ți-era rău. Da. A fost un moment, a venit Filip, Filipul consider. Păi și uite că momentele astea ți-o dovedi că e om. Îmi pare bine, chemat de că Berna. Eu l-am chemat, da. Că nu venea el singur. Asta este, l-a chemat ea. Și eu am fost lângă Berna. Mai atâta minți tu, că nu mai știi cât și ce să minți tu. Și eu am fost lângă Berna. Și o femeie atât de mincinoasă, știi cum? Hai de viața mea, ferească-mă Dumnezeu, ferească-mă Dumnezeu. Deci, auzi că de două săptămâni, și eu acum când a fost bolnav, de câteva zile, o săptămână, da. Și eu l-am chemat pe Filip, că eu fost, și eu am fost lângă ea, și nimeni nu a întrebat până cât timp eu am fost acolo după ce a plecat, da, poate fetele s-au dus și întrebat, a venit toată lumea la mine, dar crede-mă că chiar la început eu asta lângă tine și știi chestia, s-a venit și Filip, ți-a descântat, după aia a mai bine. Da, să mă dai. Îmi bagi unghia în gât sau îmi spui nu mai te băga că mi-a descântat. Tu aici ești invizibilă. Atunci n-ar trebui să vorbești cu mine, da, dacă ia, zic, așa de invizibilă. Îmi scoți ochii că mi-a descântat Filip sau că ai fost lângă mine, eu ți-am scos. Nu ți-a scos ochii, tu ai zis că nu mă suporti de două săptămâni. Mă suporti de două săptămâni. Dacă tu nu mă suportai, nu te suport. Dacă eram lângă tine și spuneam, Diana, ești bine, chiar dacă erai bolnavă, spunea, du-te de aici că nu vreau să te văd. Ascultă-mă, nu te suport de la bun început, este vreo problemă. Foarte bine. Spun ceea ce... Ce zici tu, crede-mă? Văd că de asta te... Dar nu mă interesează, tu când n-am venit aici să-mi caut prietene, da. Prieteni, dar de să caut un iubit. La gură? Doamne ajută, Doamne ajută pentru că am probleme cu ficatul, înțelegi? Mi-ai că ți-am zis că ai față și vrei să nu mai pară atât de mare? Sau de ce ce fac tu? Eu față... Bine să vomit la ce vă aud, mă jur. Uite-te tu cum areți la tine. Uite-te tu cum areți la tine, că tu ești... Exact la fel. Foarte frumos. Exact și fața și corpul și tot, exact la fel. Foarte frumos. Nu mă face să spun niște cuvinte ca pe care și cum o să te fac să plângi, crede-mă, și iar sar la bătaie. Eu să plâng. Da. Berna, da. Te rog, nu te mai cobor la nivelul ăsta. Ascultă-mă, mai jini. Ascultă-mă, capacitatea mea e mult mai sus decât a ta. De viața mea. E mult mai sus decât a ta. Acum voi două sunteți la același nivel. Demonstrați una dintre voi că sunteți mai sus. Le-am zis la fete, tăceți. O întrebare. De ce să te facă, de ce ce interes are să taci? Da, bineînțeles. Doar să fie miștită, frate, că se încarcă, nu poate să doarmă, are insomnii, a ajuns să ia pasire de somn, are atacuri de panică. Pentru ce? Ok, ai un scandal cu cineva, rezolvă-l niciodată. Am susținut-o cu Roxana, am susținut-o cu Oprică, cu toată lumea, cu Cătălin, dă-le replica. M-am implicat și eu lângă ea, am fost umăr la umăr. M-am băgat și eu, fix că a fost vorba de femeie, de bărbat. Dar să stai acum, să te bagi în discuții, sunt unele pe care le poți... Te poți face că nu le-ai auzit sau să bine, mă... Trebuie să stai tot timpul. Ești să... mult mai câștigat. Ea a fost chiar drăguță cu tine și dacă, da, dacă îi... Tu m-ai trădat prima cu caracter. Dar lasă-mă, dragă, dar vă zăpăcii, stai să vorbești cu mine, ți-am zis să mă lași în pace. Bine. Stai să îmi vorbești mie, păi crezi că stau... Păi tu te continui, ți-a spus, lasă-mă la face că nu mai vreau să vorbesc cu tine. Tu continui, de-aia te iei de aspectul meu, te... Mă faci p***a ce te-a făcut în halul ăsta. Tu continui.
Doamne. Păi cine încetează? Fii mai deșteaptă. Iată, nu știu de ce. Tu ai o răutate în tine în care n-o să, pe care nu o să poți să o schimbi niciodată, crede-mă. O invidie și o răutate care, știi cum, se vede de la distanță, prin ochii tăi, imani, răutate. Prima dată când m-am uitat la tine în ochi, am și zis când te-am văzut. Fata se foarte rea. Crede-mă că se vede prin ochii la om. Aia nu o să poți schimba niciodată. Dar prostia o mai poți, știi cum. Hai că o schimb, că uite că am greșit, îmi asum, o să fiu mai deșteaptă, dar tu, cu răutatea din corpul tău, niciodată nu o să poți să-l schimbi. Ce ai tu un suflet, în adâncă suflet, niciodată. Așa o să rămâi toată viața ta, crede-mă. Rea. Și invidioasă și rea. Ignoră, mă și în afară. Da. Am zis odată când am venit să-i fac părul. Tot o cauți cu mine. Că mi-ești dragă, tântă Vanu și... Lasă-mă tu cu drăgălășenii de-astea. Înțelegi? Se ceartă și cu tine. Și eu, ea ieri a avut nervi de prima și mi-a zis, sunt nervoasă pe tine. Îmi zicea mie în condiții care noi nu aveam niciun diferent. Și de asta i-am zis. Am liniștit-o și am zis să nu se bage. Și cu Cătălin i-am zis, bă, la un moment dat, bă, nu-i mai da nici bună ziua dacă nu știu să vorbească cu tine. Dar nu-i ideea că... De ce să vorbești cu un bărbat care te jignește? Mă pui și pe mine într-o situație proastă că trebuie să ajung să mă iau și eu de el și... Tu ești tare, tu nu trebuie să plângi. Ce-i șuricicul? Așa tare te-am supărat. Afară! Hă? Nu. Dar? Nu. Știi cum e? Nu mai vreau să vorbesc. De ce? Nu mai vreau. Păi și așa mi-a rezolvat problema, tu plângi, tot îmi zici că nu mai plătești cu mine, tot tu plângi. Ce e tu la rima cu alta? Păi de ce îmi zici că nu vrei să vorbești cu mine? Nu mai vreau. Păi de ce? Care-i motivul? Știi tu. Păi nu știu care-i motivul, că dacă știam... Ți l-am spus ieri. Și acum și nu vrei să înțelegi. Dar nu mai vreau. Dar eu de ce trebuie să înțeleg? Dar nu mai vreau să vorbesc cu tine, că oricum nu înțelegi. Ia, nu mai vreau. Oricum tot țipa ta, eu o știu prea mea, ia. Pentru că m-ai supărat foarte tare. Nu trebuie să vii la mine. Te-am supărat foarte tare? Da. Exagerezi, tu foarte tare. Pa da, exagerezi. Dar tu spui mie când exagerezi și când... Păi dacă până am dreptul să spun, nu trebuie să spun nimic. Ce trebuie? Dar străirile mele nu se fac. Eu am vreun drept să spun ție ceva. Dar străirile mele, mă omule. Am vreun drept să spun ceva? Ai spus foarte mult. Ce am spus? Mereu îmi spui tot ce vrei tu, ce ți-e. Și tu nu spui sau... Te cenzurezi de la ceva? Cine? Te cenzurezi cumva tu? Tu pe mine? Eu sau tu, ca să nu vorbești mai cumva. Dar te-am cenzurat pe tine sau cum? Dacă spun să nu te bagi într-o discuție, nu, când tu erai, mi-ai spus toată ziua că ești nervoasă și că ai nervi pe mine. Bine, lasă-mă, că oricum nu înțelegi asta. Îți spun, nu înțelegi, bine, lasă-mă. Oricum n-ai cum să înțelegi. Să înțeleg ce anume? Nimic, asta spun. Că nu poți tu fără să stai un pic fără să vorbești, trebuie să fii în orice discuție. Și într-o zi mai proastă a ta, când ai nervi și... Dar tu nu ai voie să ai și tu o zi în care nu te implici și poți să stai liniștită și nu te enervezi, că nu te-a gândit nimeni. Da, să nu o da... De ce să nu dau? Invers, nu o da bine cum adică la mie, păi da, nu vreau să vorbesc urât cu tine și gata. Nu vrei să vorbești urât cu mine? Nu. Adică mă amenzi că cum dacă vorbesc? Te amenzi, tocmai ea mă abțin. Ok, Andreea, o să plec. Bine. O să încerc să pleci din emisiune ca să poți să vorbești. Lasă vrăjala. Uite, mâine o să mai au o banderolă și peste o săptămână o să plec. Okay. Ca să stai tu liniștit să poți să vorbești. Da? Să-ți duci emisiunea la capăt. Ăsta e focul. Emisiunea mai presus de relație. Ce să-mi iei anii mei de frumusețe? De ce să-ți iau anii tăi de tinerețe? Cartea să ne învețe cum arată un steag alb între două fortărețe. Eu când am zis atunci... BOOM! Mă, când am zis, frumos, când am zis atunci ataci, eu am zis de fapt cum zici tu, nu ți-am zis ții. Nu prea-mi pasă, nu știu cum să zic. Nu, că mi-ai zis vezi cum vorbești. Da, dar și când ți-am zis vezi cum vorbești, nu mi-am pasat. Am zis numai să fie ceva zis. I-am zis așa că am repetat cum zici tu. Dar așa am spus, taci. Ești liberă să faci ce vrei bine. Nu-s. Da. Eu nu mă consider. Pa. Nu mă simt. Treaba ta. Pune-mă să fac ceva. Că ce vrei? Pune-mă să fac ceva, să ne-mi fac.
Nu, trebuie să faci ce vrei tu. Dar dacă mă pui ceva, fac? Nu, sunt curios să te pun să faci ceva. Ba da. Și mai devreme minte ce nu mă ascultai când vorbeam. Reacția ta a fost una specifică ție. Nu, măi, când vorbeam. Reacția ta a fost una specifică ție. Păi dacă continuam, ajungeai să mă jignești, ajungeai să vorbești iar aiurea. Nu, nu mai vorbeam, nu mai ceam mica. Nu, te-am văzut. De-aia am evitat, am vrut să-ți dau control, să-ți mai dau test, dar gândesc și am zis, bă, pentru ce să mai testez, că așa nu. Auzi, mă, eu vreau să-ți explic situația. M-ai ignorat. Nu te-am ignorat. Ba da, m-ai ignorat. Făceai pe Leana și Costel sau altceva. Da, pe Leana, nu pe Costel. Și era urât, adică eu în timp ce vorbesc, vorbesc altceva. Încă nu era un subiect care te privea. Ba da, era fiindcă și noi doi am fost în aceeași situație. Da, și ne cunoaștem foarte bine situația. Adică tu făceai numai o recapitulare pentru oamenii de acasă. Nu. Așa cum nu, am făcut și eu și am dat exemplu. Nu, ți-am dat exemplu că și celelalte fete sunt frustrate în momentul în care le se spune taci în față. Da, sunt frustrate pentru că au ego-ul prea mare. Păi toate avem. Adică e doar mai o mare femeie... Ego-ul e mai mare decât IQ-ul. Doar o femeie incapabilă să poarte o discuție sau să intre într-un subiect... ar accepta acel taci. Voi vedeți spartane, nu, ne o vedem femeie... inteligente, deștepte, din punctul meu de vedere. Da, da, dar până acum tu nu ți-ai dat seama că eu ți-am zis taci doar când urmă o situație care te va afecta. Ok, dar înțelegi? La noi situațiile sunt diferite, fiindcă tu continuai. Să vorbeai în locul meu. Da. În schimb, la ei, el nici el vorbește și nici ea. Așa. Și de-aia nu-i convine, bănuiesc. Și dacă... de ce nu-ți convinea? Nu-mi convenea modul în care îmi spuneai taci. Adică dacă îmi spuneai cum e să-l Ianca oprește-te, era altceva. Tu erai condusă de partenerul de viață? Când, mă? Până la mine, când te-am lăsat la conducere, să văd ce-ți poate capul. Auzi, lasă, tu crezi că asta a fost testul. Eu am făcut ce-am vrut eu tot timpul. Tu ai fost condus o viață, e bărbaț. Bă, la mine, eu te-am văzut cum ești. Bă, hai să zic ceva. Și am vrut să vezi că ți-o iei în cap și te-am lăsat să conduci tu relația. Te-am lăsat să conduci tu relația. Exact cum am crezut. Exact cum am crezut să s-o urcă la cap. N-am condus eu nimică. Bă, da. N-am condus. Dacă eu... Asta a fost testul suprem și la chitară. Păi, mă, Mr. Livian, dacă eu eram, cum zici tu, adică eram supusă și așa, băieții rămâneau cu mine, nu? În trecut. Dar au rămas fiindcă eram prea încăpățânată și făceam tot timpul cum voiam eu. Și mama mi-a spus, ție trebuie un bărbat să îl comanzi, nu să te comande. Al și doilea, tata, știi ce mi-a zis? Al doilea lucru da, pentru care nu ne potrivim. Și ce mi-a zis tata? Tata, tu nu trebuie să ai tu apartament și să... casa ta și să stai la casa ta. Tu trebuie să stai la casa lui, că tu îl dai afară dacă te superi pe el. A, deci... Nu ești tu așa. Influența celor din jur, de când erai mică, te-a făcut să fii așa. Nu, mă. Asta e felul meu, să fiu încăpățânată. Și egoistă. Și egoistă, da. Cu toate că am familie numeroasă, dar întotdeauna am fost egoistă. Și recunosc asta. Dar o să mă schimb cu timpul. Pentru următorul? Nu. Vis-a-vis de persoanele dragi mie, îs schimbată. Nu ești. Ba nu. Hai de aici. Adică tu vii să mă tragi pe mine la răspundere cu hainele mele, cum ar veni. N-am zis. Da, urât. Și când m-am uitat, să spun sincer, acum am și de o perechi de bluși mi-a luat. Alea Doamne, negre. Fată. Dar tu nu e normal. Dar cum să faci așa ceva? Venim aici în emisiune și concurenții care merg acasă ne fură hainele? Mi se pare corect? De ce îmi spune? A, păi spune-mi tu cu ce nu te-ai certat aici? Hai, arată-mi tu mie o fată cu care nu te-ai certat. Dar e normal să spună iubitul meu așa ceva? Dar, Pierui, contează să fii tu bine cu Marius, relația ta, pentru asta ești aici. Ferească Dumnezeu, dacă îi răspund Bernei, nu mai fie cu Marius, vă auziți ce vorbiți? Dragul de a te certa sau a ieși tu biruitoare într-o conversație, chiar dacă nu ți aparține, e mai mare decât dragul de a avea un cuplu liniștit cu Marius. Ferească Dumnezeu. Asta e părerea mea. Nu eu sunt eu, eu am stilul meu, tu ești un copy-paste. Ești de șocat, fata mea. Te crezi cea mai bombă, cea mai ăsta, dar nu, eu mă cred o femeie total. Normală. Tu ești aia. Tu ești aia care suferi mereu să le pui pe alte fete într-o lumină proastă. Dar tu ești... Pentru că ești o complexată. E furat. Și voi doi v-ați despărțit astăzi? Pentru că vorbește iarăși ironic și nu îi mai permite, am spus. Nu-i reproșez nimic. L-am iertat, a trecut, dar el de ce vine să-mi spună de acum 2-3 luni ce am făcut eu?
adus subiectul. Te-a jignit pe tine, deșteaptă-o. Ce pe tine te-a jignit, deșteptule? Că-ți bagi joc de mine, să-ți fie rușine. Stați puțin ca asta, zis, să-ți fie rușine. Să-ți fie ție rușine. De azi încolo, eu cu tine nu mai vorbesc niciodată. Eu de azi înainte nu mai vreau să fiu asociat cu Andreea Pirui. Și mâine mi-aș dori să mă votați în gară și să îmi permite să plec. Știi, ca Andreea Pirui să poată să fie regina emisiunii, să cer viață până seara. Da, asta vreau, emisiunea asta pentru ea este mai importantă decât relația cu mine. Din dorința de a ieși tu bazma curată, bagi și pe aia în lumină bună cum ar veni. Sau în contra iubitului tău. Nu să faci așa ceva în viața ta. Puterea dragostei continuă! Ne vedem de la ora 17! V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.